bine ați revenit la Provo Online, să nu uitați să dați like și share! Bravo! Uitați, chiar vă sincronizați, vede că sunteți frățiori. Ați vorbit ca... După că ați fi făcut acest antrenament acasă, nu? Numai dacă îl făceau acasă, reușeau așa. Perfect. Corect. Da. Pornim revin la treabă. Haideți să vedem... tema ta. Ai ei? A, da, 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 are tema. Nu avem tema, trei laturi se numește, adică trebuie să completăm. Da, da, poligonul cu trei laturi se numește? Triunghi. Triunghi, da. Poligonul cu trei laturi se numește triunghi. E adevărat. E adevărat așa, nu? Apoi. Triunghiul are trei vârfuri și trei laturi. Laturi. Da? Trei vârfuri și trei laturi. Trei vârfuri și trei laturi. Apoi. Poligonul cu patru laturi se numește... Patru lateri. Da? De la faptul că are patru laturi, triunghiul se numește... Nu? Cel cu trei laturi se numește triunghi, cel cu patru laturi, patru lateri. Da. Patru laterul are patru laturi. Sigur că da. Patru laterul are patru laturi și patru unghiuri, nu? Patru vârfuri, dacă vreți cu vârfuri. Patru laterul cu laturile opuse paralele este... Patru laterul cu laturile paralele opuse, opuse paralele se numește... Cum? Nu neapărat pătrat. Triunghi. Nu, nu. Paralelogram. Așa. Da? Se numește paralelogram. Bă, da, patru laterul cu laturile opuse paralele, două câte două, se numește paralelogram. Numai baza mare și baza mică sunt paralele. La trapez? Da. Dar v-am spus de paralelogram. Deci paralelogramul este patru laterul în care laturile opuse sunt paralele, două câte două. Iar dreptunghiul este paralelogramul cu unui drept. Deci dreptunghiul este paralelogram, adică laturile opuse paralele două câte două și are unul drept. Atunci, povestea e terminată. Mai departe? Paralelogramul are laturile opuse puncte-puncte și egale două câte două. Da. Paralelogramul are laturile opuse, cum sunt? Paralele. Paralele. Și egale două câte două. Exact. Are laturile opuse paralele și egale, două câte două. Paralelogramul cu laturile consecutive perpendiculare se numește dreptunghi. Așa. Deci paralelogramul cu laturile, cu două laturi consecutive, adică unul pe altul laturile, da? Consecutive se numește dreptunghi. De acord. Dreptunghiul care are lungimea egală cu lățimea este un paralelogram. Nu, paralelogramul este ăsta. Paralelogramul este așa, nu? Uite, ăsta e paralelogramul. Da. Cu laturile opuse, paralele și egale două câte două. Dar dreptunghiul care are lungimea egală cu lățimea, deci nu mai este așa. Nu este așa. Ci este acela care lungimea egală cu lățimea. Adică atât. Da. Se numește? Pătrat, sigur că da. Pătrat. Paralelogramul cu două laturi consecutive de lungime egale este un patrulater. Da, nu, nu, pronunțăm, ne gândim. Paralelogramul, încă o dată, paralelogramul, spune tu încă, cu? Cu două laturi consecutive. A, ce înseamnă consecutive? Două laturi una după alta, da? Asta și asta. Dacă sunt acestea două egale, cum se numește? Că în ăsta nu e egală cu asta, nu? Într-un paralelogram, două laturi consecutive nu sunt egale. Dar dacă sunt egale astea două, cum se numește acesta în care asta e cât asta? Cum se numește figura asta? Uite, când am aranjat-o așa, două, se numește romb, sigur că da. Deci romb, patru laterul în care două laturi consecutive sunt egale, se numește romb. Patru laterul cu două laturi opuse paralele și celelalte două neparalele este un
Trapez. Așa. Deci cel care am două laturi paralele, dar două, și celelalte două neparalele, se numește ăsta trapez. Aici avem bază mare, bază mică, nu așa? Bun. Află perimetrul unui triunghi care are toate laturile egale cu 7 cm. Deci, un triunghi, ce fel de triunghi este cel în care toate laturile sunt egale? Echilateral. Da? Deci echilateral. Deci dacă avem un triunghi în care toate laturile sunt egale, îl numim triunghi echilateral. Deci când... Și cât are latura? 7 cm. Adică 7 ori 3. 7 ori 3. Da. Perimetrul este 7 ori 3 și egal cu 21. Câte triunghiuri sunt în figura următoare, numitele. A, așa. Eu desenez figura și noi să vedem câte triunghiuri sunt. Da? De exemplu. Deci desenăm o figură. Este așa, figura. A, B, C. Da. D. Apoi F. F, așa. F. Și E. E. Câte triunghiuri ar figura din următoare și pe numițele? Păi are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, poți să le arăt? Uite, 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 hai să le vedem. F, D, C. Cât? F, D, C. F, D, C. Ăsta micuț. Da. F, D, C. 1. După F, D, A. F, D, A. F, D, A. 2. Da, după D, A, E. D, A, E. 3. Dar și apoi A, F, apoi C, C, D. Nu, apoi A, C, D. Nu, apoi C, A, D. Vorbește de C-A-D. C-A-D tot, da? Așa, C-A-D ăsta așa mare. Să zicem cât este ăsta, al patrulea, da? Da. După D-E-B. 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 5. După A-D-E. A-D-B. 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 Deci așa. A, D, B. Și apoi după A, B. Asta este 6. A, C, B. Apoi A, C, B. A, C, B, ăla mare. Da. A, B, C. A, B, C, ăla mare. Da? Deci așa. A, B, C. Deci, hai să le pronunțăm. Asta este al câtea, al șaptelea, spus, da? Al șaptelea. Dar ne uităm și din figură și cam să spunem cam ce fel de triunghi este. 1. Ce fel de triunghi se pare a fi? Deci, 1. E vorba de triunghiul FCD. 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 Este triunghi oarecare. Mie mi se pare că ar fi isoscel. Cu vârful unde? Da, isoscel. Cu vârful în D. Parcă DC este cât DF. Uite, asta e cât asta. Nu e asta cât asta, nici într-un caz. Deci, FCD, triunghi... Da, trebuie să vedem la tehnic pe care să măsurăm. De deci, ar trebui să măsurăm cu multă grijă. Ia să măsurăm dacă așa stau lucrurile. Așa am observat eu. Dar acum cu linia, da? Te rog cu linia, te rog să scoți linia. Și măsoară dacă într-adevăr CD este cât DF. Depinde cum am desenat eu. Poate n-am desenat eu prea bine. CD cu DF. Și cu DF. Da, cu DF. Deci, CD, așa. Da. Cât are CD, așa? 12 mm, da? Da. Și DF, de acolo ne uităm, tot 12 mm. Da? 12 mm. Într-adevăr, se vede că FCD, isoscel,
Și în paranteză spunem ce am găsit noi. Am găsit că CD, CD este egală cu DF. Din motivul ăsta. Acum, profund 2. Profund. Da. Am făcut... Lasă. Las, lucrează băiatul ăsta care am vorbit eu și de ce se întâmplă. 2. 2 este un triunghi de care? Este un triunghi... Doi AFD, AFD, AFD. Este un triunghi oarecare. Da, că nici o latură nu e egală cu alta. Așa. Asta e mai micuță, asta e a doua, asta e a treia. Are... Deci, triunghi AFD oarecare. Și toate unghiurile, nu, două unghiuri la el sunt... Sunt ascuțite și unul este obtuz. Este un triunghi. Și din cauza că unul e obtuz, îi se cheamă triunghi oarecare obtuzunghic. Obtuzunghic. Care e unul mai mare decât 90 de grade. Deci triunghi oarecare obtuzunghic. Obtuzunghic. Da. Da? Triunghi oarecare obtuzunghic. Doi este, da? A doi am vorbit. La unul. Acum trei. Acum trei. Ce fel de triunghi este trei? A, D, E. A, D, E. A, D, E. Eu am sentimentul că A, D ar fi egal cu A, E. Mi se pare că ar fi isoscel. Ia să măsurăm în A, D, dacă este cât A, E. Și eu cred că este isoscel. Așa pare din desen. 21. De vezi? Ba da, e isoscel. Hai mă! Adică câțiva centimetri. Câți milimetri? Nici un milimetru nu are voie să diferă. Ia uităm. Deci se pare că cât este aici? Pe 2 și 1 sau 2 și 2, da? 2 și 2. 2 și 2. Se pune pe asta aici. Și tot 2 și 2. Vezi mai? Măi șmecherii! Numai că el vrea să ne deranjeze așa. Deci triunghiul ăsta, ADF, ADF. Nu, ADE. ADE, corect. ADE. Este unghi isoscel. Isoscel. Și care sunt laturile egale pe care le-am măsurat noi? AD parcă și coaie. Dar are un unghi drept. N-are niciun unghi drept. Unde vezi tu unghiul drept? Nu, uite ce știi. Ia să vezi. Hai mă! Aia, ce plis. Ei, 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 ei. Dacă venim odată așa și așa. Hai, lasă-te. Da. Deci este isoscel pentru că am măsurat împreună. AD este egal cu AE. Da? Punem în paranteză care sunt cele două laturi egale. AD cu AE. Deci e un triunghi isoscel în care se întâmplă așa ceva. 3, 4. 4, ce fel de triunghi este? Care e 4? 4 este ACD. Triunghiul. A, C, D. Ascuțitul. Este un triunghi ascuțit. Nu, mai bine. Nu, mi se pare oarecare. Nu, mi se pare dreptunghi. Este dreptunghi. Unde da, asta este? Este de 90 de grade, da? Nu, e și nu poate fi. Dacă e dreptunghi, nu mai poate fi isoscel. A, da. Pentru că nu se poate ca ăsta două să nu sunt egali, nici ipotenuza asta, cât asta nu se poate să fie. Nu. Este un oarecare. Mă, taci din gură, mă! Hai, mă! Hai, mă, hai să măsurăm și eu. Uite, uite așa. Văd o vreme să vezi că e perfect unghiul, da. De 90 grade. Deci am pus pe asta în lung, pe asta în lung și e perfect aici, da? Da, e oarecare. Măi, taci. Dreptunghic cu oarecare. Da. Da. Dreptunghic. Că e și de 90 grade. Dreptunghic. Da. Da, noi ne mai vedem? Acum? Da, ne vedem. Noi ne și vedem, dacă dar... e închid site-ul, nu mai poate să umble. Da, lasă. Deci unghiul e drept. Unghiul, și spunem în ce unghi? Unghi e unghiul drept? În D. Adică unghiul ADC. ADC, da. ADC, în paranteză, unghiul ADC egal cu 90 de grade. Da? Unghiul ADC este de 90 de grade. Mergem mai departe. 5. Ce fel de triunghi? Este un triunghi oarecare. 5, adică e vorba de DEB, nu? DEB, da. DEB. Este un triunghi oarecare. Măi, cumva, ia măsoară, DE este cât e B, cumva? DE cât e B.
D, D, E, B. D, E, B, triunghiul și vreau să mă gândesc să măsor pe D, E cu E, B. Sunt echilaterale. Nu sunt echilaterale. Nu sunt egale? Aha. Nici echilaterale. Da, e oarecare cu triunghiul oarecare. Triunghi. Oarecare, obtuz un mic. Triunghiul A, D, E, B. D, E, B. Oarecare. Și obtuz un mic. Șase este D, A, B. E obtuz unghic pentru că este un unghi de mai mare din 9 grade. Da. Chiar spune în paranteză unghiul, unghiul E, unghiul D E, băgăm litera la mijloc. D E B, unghiul D E B e mai mare din 90 grade. De asta e motivul. Și apoi 6. E vorba de ce triunghi la 6? 6 este vorba de... De A, D, B. A, D, B? A, D, B. A, D, B. A, da. Și triunghiul oarecare? 6, triunghiul A, D, B. Despre care ce putem sunt vorbi? Sunt și dreptunghiul de 90 de grade. Da. Asta e. Asta e de 90 de grade. Așa. Corect. Și oarecare. Corect. Este un triunghi dreptunghic, dar e cumva să fie isoscel. Nu, e oarecare, că măsurat. Da, a măsurat. Așa, A, D cu D, B. Ia să măsurăm. A, D cu D, B. A, D cu D, B. Liniuța invers-o. Deci măsurăm așa. Câte, câți centimetri avem? 1, 2, 2,2. Și, și măsurăm și așa. 2,5, vezi? Da, acum, deci da? Nu e. Deci nu este, da? Cu 3 milimetri. Michi. Deci spunem că triunghiul ADB este un triunghi oarecare, dreptunghic oarecare, hai să zicem, dreptunghic oarecare. Nu putem da dreptunghic. Nu, da? Dreptunghic când am făcut referire la unghi și oarecare când au, n-are și două laturi egale să fie isoscel sau echilat, nu? Isoscel putea să fie cel mult. Deci aia zicem oarecare, că toate laturile sunt diferite. Deci punem tot, toată informația, atât după unghiuri, după unghiuri dreptunghic, iar după laturi oarecare, că n-avem nimic. Așa. Și la cine se... La 7. Și 7 e oarecare. Triunghiul care? Este ABC. Triunghiul ABC. Oarecare scuțit unghic. Este un triunghi oarecare. Ascuțit unghii, toate unghiurile sunt ascuțite. E oarecare? Da, eu cred că da. Da, da. Latura asta cu asta toată și cu asta toată. Nu, e, nu. Nu cumva păi ce e B. Păi că B cu A, B? Ia să vedem. Ce e B cu A, B? Mă sunt eu, că tu ești mici cu ia să vedem. Eu, cât are așa? A pierdut câțiva... Milimetri, nu? Milimetri, da. Nu măsoară bine. 4. Nu, aceea nu este nici cum, că cealaltă poate să fie. Pe e ce bun. B? De ce? Nici... Hai să vedem. Noi bun. Ia uite-te și tu. Îi dau niște. Nu-i chiar. Nu-i bun, vezi. Da, lasă, lasă. Deci, nu-i bun, vezi. Da. Cât e? 34. 34. 34. Și acum luăm pe bază. Nu-i bun. E mai mult. Da? Bun. Deci este un triunghi oarecare. Triunghi oarecare. Ascuțit unghic. Și stunghic. Vedeți, am dat informații despre triunghiurile toate, despre cele toate 7 triunghiuri, și am dat informații și după unghi l-am gândit, și după unghiuri și după laturi. După unghiuri sunt dreptunghice, obtuzunghice sau ascuțitunghice, după unghiuri. După laturi sunt oarecare, isoscele sau echilaterale. Oarecare nicio latură nu e egală, isoscel doar două laturi egale, iar echilateral la, toate laturile... La 7 prof a spus aorecare. Oarecare, da. Oarecare, da. Oarecare, da. Bine. Așa. Bine. Identificăm figura următoare, dreptele paralele și dreptele perpendiculare. Din figura aceea, da? Da. Deci o să desenăm figura. Da.
Așa și identificăm dreptele paralele și dreptele perpendiculare. Oarecare. A. Și perpendiculare, da? Perpendiculare, mai spune? Da. Ia să vedem cum arată figura. Identificăm figura următoare, dreptele paralele și dreptele perpendiculare. Urmăm drept paralele și perpendiculare. Este așa figura. Un dreptunghi. Notat. Dreptunghiul este împărțit, axele de simetrie ale dreptunghiului, da? Cele două axe de simetrie, iată le-am dus, un pic mai încoace am impresia că trebuie dusă asta. Mie îmi place cum era înainte. Și? Ții de așa cum era înainte, da? Da, așa. Bine. ABC, A, B, C, F, E, D, F, E, D, și respectiv G, H, O. G, H, O. Iată, G, H, O. Să identificăm în figura aceasta dreptele paralele și dreptele perpendiculare. Mai întâi să le vedem pe cele paralele, toate că ce sunt. Toate dreptele paralele. Wow, mai bine și noi una din asta. Păi, deci, toate dreptele este paralelă cu F-E. G, cum ai zis? G, cu F-E. Cu F-E. Da. Și da, F-E cu A, B. După B, G, C, dar și G, cu A, B. G, H. Cu A, B. A, B. Cu A, B, da. A, G, cu B, H. A, G. Unde e A, G? A, cu B, H. B, H. Așa, și după B, C, cu H, O. B, C, B, C, cu H, H, O. C, O. H, D, R, O. R, O, da. Așa, E, D, cu H, O. Dar domnul prof, m-a încurcat total, că n-am mai spus când le-a luat așa, când era vertical, m-a încurcat. Deci, eu cred că e suficient să spunem că punctele A, B și C sunt coliniare, sunt pe aceeași dreaptă. Deci dacă am zis A, B, de parcă am zis și A, C și B, C. Deci A, B, C, paralel cu F, E, D și... Deci, A, B, dreapta A, B, e paralelă cu F, D, A, B sau A, C, putem să spunem, nu? A, C, paralelă... Cu F, D. Paralel cu F, D. Și tot, încă o dată, se mult... Paralelă cu... G, O. Așa, paralelă cu G, O. Cu G, O. Acum mai avem A, G. A, G, asta. Paralelă cu B, H. Cu B, H. Și paralelă cu G, O. B, H. Și paralelă cu C, O. A, este... Este... Subînțeles că B-ul fiind între A și C, și pe aceeași dreaptă e paralel cu celălalt. Dar n-ar vreau să scriu toate paralelismele acelea. Perpendicularitate. Cine pe cine e perpendicular? Cine pe cine e perpendicular? A, ce înseamnă perpendicular? Să facă un ghiul 90 grade, da? A, G, perpendicular cu H. A, G, perpendicular pe, pe asta, pe asta și pe asta, da? Da. Deci A, G, perpendicular. P. F, D. Pe F, D. Pe A, B mai întâi. A, pe A, B. Deci cum am zis? A, G. A, G, asta. E perpendiculară pe toată. Pe A, C. Păi ați scris pe A, B. Pe A, B sau A, C. A, C. E tot una. După A, B, H, cu... Tot A, G. Tot A, G. A, G cu G, H. E perpendiculară și pe... G, H. G. G, G, H, cum ați spus voi, sau foarte bine pe H, O, pe H, O, sau dacă vreți perpendiculară pe G, O, da. Da? Pe G, O, dar mai mult. Pe una din ele, despre A, G, da? A, H, B, H e perpendiculară. B, H e perpendiculară pe, pe cine, Ștefania, B, H e perpendiculară? Hai, hai, dai curaj să spun că nu se întâmplă nimic. Deci BH asta
E perpendicular pe care? BH. Alo. Salut, Adi. Da, 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 mă întreb, mai ales. Păi la 6:30, știi bine, nu? Bine, bine, la revedere. Erau băieții de așa zi? Da. Deci, AG, AG perpendiculară pe GH, da. Pe HO, pe ea, tot AG, este perpendiculară și pe BG, am spus, nu? AG, pe AB, AG. Tot o alta, BH acum. Despre BH, hai să vedem pe cine este BH perpendiculară. BH. BH pe. Pe ED, FD. Pe HO, da, pe asta, HO sau pe GH. Și pe GO, da, toate astea, da? Deci perpendiculară pe GH, pe HO și pe BG și pe GO și pe GO. Da, și pe BG și pe BA. Și tot AH e perpendiculară și pe AB, pe BC, pe AC, da? Deci BH e perpendiculară pe AB, BC, dacă vrem, BC, sau tot atât de bine, sau AC. Oricare din ele, sunt aici cu aliniare, reprezintă aceeași dreaptă. Și foarte bine BH e perpendiculară și pe FE, E, D. Și FE. Da? Deci tot BH e perpendiculară pe F, E, E, D și F, D. Și dacă am terminat-o cu BH, să ne ducem la CD acum. CD e perpendiculară pe. Cine? Începem. CD e perpendiculară pe. A, B, B, C. Da? Deci CD e perpendiculară pe AB sau pe BC sau pe AB, BC sau AC. S-a tratat bine AC. Și CD e perpendiculară și pe ăsta, pe dreapta FD. Deci CD e perpendiculară și pe FE, pe ED, e aceeași dreaptă și foarte bine pe FD, pe oricare din ele. Și tot CD, până la urmă, este perpendiculară și pe GH, HO, da? CD e perpendiculară pe GH, HO sau GO. Deci, ăsta așa îți perpendiculare pe celelalte, da? Că sunt unghiurile aici de 90 de grade. Iar dacă luăm între ele, sunt paralele, cum și ăsta sunt paralele între ele, da? Așa. Da? O să le faci pe celelalte. Bun. Hai să facem. Hai să facem cu acum. Bă, că am mai făcut. Ce anume cu timpul? Nu. Ne întoarcem la ceea ce începusem noi într-una din lecțiile trecute, când am făcut operații cu fracții. Da? Cât de curând, copii, o să ajungeți să lucrați. Adică 1 pe 2, 2 pe 4, 3. Așa, așa, așa. Păi am făcut și ieri, nu? Alaltă ieri n-am tot mai făcut parte. Bă, da. Am făcut și ieri? Nu știu, nu mai. Dar haideți să vedem așa. Cum adunăm 1, 2 supra 37 plus 5 supra 29. Păi, îl amplificăm
Da, ca să ne iasă cea mai mică? Deci numărul cel mai mic, vreau să spun. Da. Păi... Deci vrem să adunăm 2 supra 37 cu 5 supra 29. Cum am făcut 37 cu 29? Da. De data asta s-ar putea să ai dreptate. Pentru că nu sunt două numere care mulțite să fac 37. Deci 37 nu mai poate fi descompus. Da. Din ce știi la tabla mulțirii? Nu, e doar că te-am mulțit prin el. Alo. Păi sunt în lecții. La 10 de seară. Cine? Jean. Așa. Bun atunci, Jean. La revedere, salut. Deci, atenție multă. Deci 2 supra 37 plus 5 supra 29, da? Hai să vedem 37. Oare s-ar putea împărți la 2? Ce părere? 37 nu se poate împărți la 2. Nu se poate împărți la 2. Da. Cât, s-ar împărți, cât s-ar putea împărți la 2? Cine știe? Trebuie că 37 se împarte la 2. Semn de întrebare. Când... Când ultima cifră, da. Deci, dați-mi exemple de numere care se împarte 30, exact la 30, 32, 30. 40. 30, nu? Da, da. Și 30 se împarte la 2. Cât vine? 15 și 15. 98, 66. Deci, când un număr se împarte la 2? Când la sfârșit, adică ultima cifră de aici, cifra unităților este 0, 2, 4, adică 6, pană. 8, pară, 9, da? Deci, 10, hai să scriem și noi. Un număr se împarte... Am mai scris, dar n-a fost Ștefania, mi se pare, deci. Da. Un număr se împarte la 2 când ultima cifră este pară. Da. Și în paranteză spunem ce înseamnă să fie pară. 0, 2, 4, 6 sau 8. Da? Da. Hai să ne convingem împreună. Să zicem 254. Se împarte la 2, să vedem. Da. Ștefania, da. Trebuie să mă ajut. 254, dacă se împarte la 2. Să facem împărțirea asta. Împărțirea la 2. Și face? 2 în 2. O dată. Coborâm pe 5. 2 în 5 merge de 2 ori, 2 în 2, 4, rămâne restul 1 și coborăm pe 4. 2 în 14, 57. A mers perfect. Da? Deci dacă la sfârșit aici este 4, 6, 8 sau 0, 0, 2, 4, 6 și 8, da? Vreau să dau și un exemplu. Dar nu numere mare, da? Vedeți că spune 1.965. Da. 1.965. Mai e cu sute. 900, 94. 994. Când ai avut grijă să pună 4 la sfârșit, sigur se împarte la 2, da? Da? Deci dacă la sfârșit... Hai să vedem. Poți să fac eu, Nu, fac eu. Și mă ajută... Ricky. Nu Ricky, la da. Așa. 2 în 9 merge de 4, ok. Așa. 4 ori 2? 4 ori 2, 8. Așa, face toată lumea împărțirea asta. 9 minus 8 face 1. Deci toată lumea face o împărțire, da? Haideți. Da? 200. Tu te faci pe caietelul tău lucrezi. Împărțirea 2 egal... Da. A, nu, 90. Și 994 împărțit la 2, facem împărțirea să vedem egal exact. Egal cu... Adică, da, 2 în 9 merge de 4 ori. 2 în 9 de 4 ori și zicem 4 ori 2. 4 ori 2, 8. 9 minus 8 face 1. Îl coborâm pe 9. 19 în 2 merge de 9. 19 în 2, sau nu 19 în 2, 2 în 19. 2 în 19 merge de 9 ori. De 9 ori. 9 ori 2, 9 ori 2 18. 19 minus 18 ne dă 1. 14, 2 în 14 de 7 ori, 7 ori 2, 14. Deci copii, hai să ținem minte pentru
toată viața de aici încolo. Că dacă la cifra unităților avem pe 4, pe 2, pe 6, pe 8, deci un număr par, totdeauna se parte la 2. Hai să vedem dacă numărul următor, 33, dacă se împarte la 3. Da, 11. Da, se împarte 11. Face sigur 11, da? Că 3 ori 11. Dar numărul 2, 5, 7 se împarte la 3. La 3? Stai numai puțin, vă spun acum. Nu se împarte. De ce motiv? Deoarece trebuie să facem 2 cu 5 cu 7 și ne dă... Adunăm pe 2 da, cu 5 da. Și cu 7. Și ne dă 14. Și... 14 nu se împarte la 3. Da. Corect. Deci știm sigur dacă facem împărțirea asta, sigur va da cu rest. Chestia asta se poate face numai la 3. Da? Deci și la 3 și la 9. Da, da, așa e. Da? Deci, încă o dată. Dacă aș fi spus 8 aici, pare s-ar fi împărțit la 3? Stați... Da. 15. Da. Cu 2 și cu 5 fac 7. Nu, dar nu fac mai ușor, 2 cu 8, 10. 2 și cu 8, 10. 2 și cu 8, 10 și cu 5, 15. 15 se împarte exact la, la cât? La 3, da? Se dă 30. Ia să vedem. Hai te rog, Ștefania, cu tine nu, să facem, da? 3 în 25. Merge de... Câte ori? 3 ori cât să facă aproape 25? 6 ori, da? 3 ori 6 cât face? 3 ori 6? 3 ori 6? 3 ori 6? 18. Deci prea mic. 3 ori 7 fac 21, 3 ori 8 fac 24. Deci de 8 ori, de 8 ori trebuie să facem asta, că se apropie de 25. 8 ori 3, 24. Bun. 4 din 5, 1, nimic, 8. 3 în 18? 3 în 18. Se vor. Da? 3 în 6 ori, 6 ori 3, 18. Și într-adevăr împărțirea s-a făcut exact. Deci vedeți, este un mare secret. Ca să știi sigur că un număr se împarte la 3, mai întâi adun toate cifrele, numărul respectiv, și dacă îți dă rezultatul un număr care se împarte la 3, atunci el se împarte tot la 3. Ia să scriem chestia asta. Un număr se împarte exact la 3, un număr se împarte exact la 3, dacă suma cifrelor sale se împarte la 3. În paranteză, același lucru se întâmplă și la 9. Da, același lucru se întâmplă și la 9. Hai să vedem. Să luăm, în cazul de mai înainte, nu se împarte la 9. 153. Același lucru poți se întâmplă... Poți să dau un număr 453. Sigur, mă interesează. Da. Da. Bine. Stai numai puțin să mă gândesc. 153. Nu. Un număr care să se... A, bine. Să ne gândim la un număr a cărui suma a cifrelor... Dar o să fie mai lung. O să fie mai lung. N-are importanță. Poți să-ți scriu? Eu fac în hulise, profund. Da. Poți să scriu la tablă? Te rog. Ia să vedem, să ne gândim la un număr pe care, iată, ne propune acum și sigur se împarte la 9. 1, 9, 1 și cu 9 face 10, 17, deci 1, 9, 9. 1, deci 9, 1 cu 9, 10. 10, 10 cu 9, 19, 19 cu 9, tot cu 9, 19 cu 9, 28. Păi da. Atunci 9 vine 8. 8. Da. 8. Că iată, 1 și cu 9, 10, și cu 9, 19, și cu 8, 27. Și 27 se împarte exact la... La 9. La 9. Ei, hai să vedem acum, să faci împărțirea, să ne dovedești că ai făcut o treabă bună. 2 ori 9, 18. Hai, Ștefania, și tu faci această operație, da? 1, 9, 9. Dar acolo, pe pagina din interior, nu trebuie să faci, da? 1. Și încerci să mergi împreună, singură, da? 9.
Dă 9, 18, trage în linii și scădem. 1, iar ai coborât pe 9. Iar de 2 ori, nu? 2 ori 9. Așa. 9, 18. Și-o mers perfect. Vezi? Deci rezultatul împărțirii este 222. Deci rezultatul împărțirea se face exact la astfel de numere. Dar dacă nu ne dădeam 27 și ne dădea 28, nu aș fi mers, da? Iată să vedem un alt număr. Și nu, am să vă dau așa. Puneți voi la numărul următor. 3x7. 3x7. Da? Și punem o bară. Ce înseamnă bară? Înseamnă că e vorba de un număr din 3 cifre. Și locuiți-l pe x încât să se împarte exact la 9. Deci 3x7. Da. Ce x să punem încât să se împarte exact la 9? Ah, păi e simplu. Ia să vedem. Vă spune. Ia să vedem. Și să fie doar un 1, doar un x. Deci în locul lui x-ul de aici, ca să nu se confunde cu mulțirea. Da, dar știu una. Care e. Știu care e. Vă spune. Poți spune 8. Da, le iau, le iau pentru tine, Ștefania. Ce cifră să pun în locul lui A, încât numărul care rezultă să se împarte exact la 9? Numărul care rezultă să se împarte exact la 9. Poți spune 8. Că 3 cu 7 face 10, 10 cu 8, 18, 18 împărțit la 9, 2. Deci singura cifră potrivită este A egal cu, cât am spus, cu 8, da? Da. Pentru că 3, 8, 7 se împarte sigur la 9 și să facem dacă așa stau lucrurile, să facem împărțirea. 9 ori 38, 4 ori 9, 36. Da, 36. 2, nimic. 27, 9 merge 3, 9, 27 de 3 ori. 3 ori. Da? Deci vedeți? 23. Putem face astfel de jocuri și acum să vă propun un alt număr. Da. Uite, vreau să îmi găsiți voi A, 5, B, 7. Da. Cine să fie A și B? Da. Deci A egal cu cine? B egal cu cine? Încât numărul care rezultă să se împartă la 9. Știu eu. Nu știu, dacă știi... Ba da, știu, da. 5. Cine? Cine? Știu. De date? Da. Ia să văd. Stai puțin. Poți să spun? Te rog. Nu. Bine. Este... Spune eu. Așa. Este 5 și 1. Să pun 5 și 1? Da. Păi să vedem. 5 cu 5, 10. Cu 1, 11, 18. Da, mereu. Vedeți? Da, dar mai e și o posibilitate. Mai e. Ai zis 5 și 1, dar 1 și 5 în spate? Sau 1 și 5. Da, mai se poate. Deci, mai sunt. Mai sunt, poate, da? Da. Ia, deci, numele sunt așa. 5, 5, 1, 7 sau 1, 5, 5, 7. Și mai e una, poți să o scriu? O secundă să ne convingem. Ștefania, îți vedem 5 cu 5, 10. Și cu 1, 11 și cu 7, 18. Și atunci 18 se împarte la 9. Și la fel nici face, da? Deci e o primă pereche, o altă pereche. Poți să-mi spun specialul de acum? Să vedem cum ai. Deci 9. 9. 9, 5. Stai mai puțin. 9, 5. Acolo vine 9 cu 5 face 14. Da, 14 cu 7 face... Stai, deci 5 cu 7, 12. 12 cu 9... 12 cu 9, 23, 23 cu... 12 cu 9? 12 cu 9, stați, 12 cu 9, 21. 21 cu... 6. Cu 6, da. Deci 27 se împărțea la 9. Deci 7 se pune aici, da? Deci ești 9 și nici face 7. 6. E 6 acolo. 9, 5, 6, 7, da? Hai să ne convingem că așa stau lucrurile. Deci... Sau 6, 5, 9, 6, 5, 9, 7, pentru că ai ajuns la suma cifrelor, 9 și cu 5,
14 și cu 6, 20 și cu 7, 27. Da? Și la fel și aici tot 27, care se împarte exact la 9. Ștefania, mai găsești tu vreo pereche de numere A și B pe care să... Ea a găsit 5 și 1. Și 1 și 5. 9 și 6. 6 și 9. Profu, cred. Nu mai e. Nu mai e? De ce? Deoarece după ar trebui eu să facem cu... După ar trebui să facem cu 10, nu? A, păi n-ar mai exista, că ci trebuie să până la 9 maxim, da? Da, până la 9. Mai există, dar nu putem, deoarece trebuie până la 9 cifrele, că nu putem pune 10.